Bine, mă, băiete. Da. Bine, mă, frate, gata. My friend. Baftă. Sau, mă rog, Teodor. Hai că vedem noi. Unde suntem la... Așa, de ce grav atunci dacă suntem la Cocoșin? Aplauze. O problemă de sunet. Mai stăm un pic. Credeam că s-a răzgândit concurenta. Sau concurent. Aplauze. Mai suntem gata. Sper. Nu vă opriți, continuați. Oh, atenție, aplauze. Domnilor și domnilor, aplauze pentru Teodora Tudor! Bună seara! Bună seara! Îmi pare rău pentru întârziere. Hai un rând de aplauze, a patra oară, aia e! Înainte să-mi încep momentul, o să fac ceva. Bine, striptease-ul s-a luat și dansul la bară, dar o să fac doar asta. Vreau să vă întreb dacă se vede, da, gen așa puțin din profil. Se vede? Ce? Că sunt fată? Pentru că am avut o problemă de când am venit și toată viața de când m-am tuns. Și ca să vă răspund din nou la întrebare, numele meu este Tudor Teodora. Și nu, Teodora nu e numele meu de familie. Ca să vă zic o întâmplare din viața mea, am avut un prieten gay. Și când zic prieten gay, mă refer că s-a despărțit de mine după ce afla că sunt fată. Ideea e că... Ideea e că am rămas la el într-o seară și când m-am întors acasă, mama m-a întrebat: cum a fost? Ai mâncat și tu ceva? Dar da, am mâncat. Hai să vorbim puțin despre reclame. Sunt foarte penale. E o reclamă la un medicament în care e o tipă care bolânzește în pat, vai de soarta ei, și la un moment dat vocea de pe fundal o întreabă: ești răcită? Cam cum ar fi să ai și diaree? Bă, de... Pentru că dacă ar trebui să-mi schimb chiloții de fiecare dată când strănut, ar fi obositor pentru că fac asta deja la ciclu. Avalanșă! Continuă! E bine! E bine, da. Continuă așa! Ea era un tip de om extrem, extrem de interesant. Un soi de carismă mai rară. Nu știu, nu sunt fetele așa, nu vezi fetele așa. E o reclamă la șampon cu Cristiano Ronaldo, pentru că Messi mai are puțină demnitate. Și asta te pune puțin pe gânduri, adică hai să ne imaginăm împreună. Este el, Cristiano Ronaldo, care are ultimul penalti de dat cu care ar putea salva Euro Champions League. Ratează! Și tu normal că te gândești, frate, de gol, el tot are păstrăul citor, scalp sănătos și fi regenerat, nu? Aie, mai este o reclamă la ciocolată, în care e o mamă care nu-și lasă copilul să joace cu bibelouri și copilul zice: părinții ăștia, cum ți-i crești, așa ai. Și după măsă-i dă ciocolată, deci n-are nicio treabă cu viața reală, pentru că eu, dacă îi spun așa ceva mamei, după ce i-am și spart un bibelou, nu mă mai lasă să fac baie nici la Ligian. Pe lângă faptul că mi-aruncă terciu pe sub ușă, ca la pușcărie, dar asta zilele când își calcă pe orgoliu. Sunt reclame la detergenți. Și cam toate încep la fel. În primul rând, e o femeie, pentru că evident că e femeie, că asta e treabă de femeie, care merge veselă cu coșul de rufe prin curte. La un moment dat pune coșul jos și ia un cearceaf, înainte să-l agațe pe sârmă, evident, închide ochii, bagă nasul în el, îl trage pe nas și când deschide ochii la loc, se trezește la munte. Și eu acum am înțeles de ce detergenții au arome gen Maldive Breeze, Hawaii Beach, pentru că dacă îi tragi pe nas, acolo ajungi. Și mai e o reclamă, tot la în care sunt două femei, adică evident că sunt femei, că asta e treabă de femeie, să ne înțelegem. Și sunt ele la teatru. Și e una bătrână și una tânără. Și asta tânără se plânge că vai tanti Florica, deci e o paranteză aici. Reclama e tradusă în română și ca să fie tradusă în română până la capăt, au numit-o pe babă tanti Florica. Mersi. Bă, dar tu nu știi să termin. Păi n-am terminat. Dar mă bucuram de aplauze. Să continuăm. Haide, mă, fată, termină. Lăsați fata să termine. Dă-i. Îi dau? Dă-i. Deci, cum ziceam, femeile astea sunt la teatru și vorbesc. Asta tânără se plânge că, vai, tanti Florica, am
rufe murdare acasă și nu mai descurc și am atâtea probleme și nu știu ce. În momentul în care tanti Florica, foarte cizelată, se uită la ea, scoate o sticlă de 6 litri de din geantă, poftim, rezolvă-ți problemele. În primul rând, hai să spunem nu drogurilor de acest tip. Și în al doilea rând, cred că ar trebui să o iertăm pentru că înțelegem că detergenții vin la pachet și ca droguri de mare risc. O să închei aici. Okay. Nu, mă, nu, nu. Deci dacă nu înțelegem 3-4 glume la rând, trebuie să continui. Coboară nivelul și o să râdem. Asta-i secretul. Vorbește de sus. Prea subtilă sau prea elevată? Continuă. Ok. Yes. Hai, frate, să încurajăm omul. Okay. Hey! În altă ordine de idei, aș vrea să-i mulțumesc fostului meu prieten pentru că alături de el am învățat să mă bucur cu adevărat de lucrurile mici în viață. Și n-am înțeles niciodată treaba asta de ce te-ai împăca cu fostul, pentru că, adică, ok, înțeleg că ai speranța aia în tine că poate a mai rămas ceva din trecut acolo, dar, frate, dacă vă întâlniți, întâlnirea voastră decurge gen... Și? Ce mai faci? Dar să știi că poți să-mi spui cu cine te-ai mai... Jur că nu mă supăr. Ok. Yeah. Mersi. Doarme și răcuită. Are potențial. Da? Cred că putea fi mult mai bine doar dacă te-ai fi concentrat un pic mai mult și ai fi lăsat emoțiile deoparte. Înțeleg că e greu. E prima oară când faci asta? În primul rând? Este a doua oară. Dar nu contează cât de greu e. Adică nimănui nu-i pasă că e greu. Perfect adevărat. Da. Da, da. E primul concurent care a zis exact cum nu contează. Apreciez foarte mult că ai un umor deosebit, dement, faci niște asocieri foarte tâmpite, care au trecut cumva pe lângă mine în mare parte, dar trebuie să-ți recunosc capacitățile ofensive. Ești afară. Mulțumesc! Glumesc, vino! Rămâi! Poate ar putea fi interesantă cu un program adecvat și bine ales și pe ea, pe personajul ei, pentru că ea e această fetiță. Băiat, simpatică, curajoasă, cool, fresh, tânără. M-ai făcut să mă simt ca un vierme în măr. Adică, e bine, sunt în pâine, e treabă bună, cum fac să ies afară? Mi s-a părut un număr, dacă ar fi să mă refer la text, submediocru. Emoțiile tale au fost copleșitoare, dar cred, toată ființa, îți jur, cred că ești unul dintre cele mai interesante personaje pe care eu le-am văzut de când sunt aici, de 2 ani și jumătate. Mi se pare că ești extraordinar de talentată. Mi se pare că ai un stil pe care eu nu l-am mai văzut până în momentul de față pe această scenă. Dacă ar avea un număr bun, ar putea să fie ceva foarte special. Deși special nu are termen de comparație. Este pentru prima dată când, sau nu știu dacă e pentru prima dată, dar în orice caz, acum conștientizez cu adevărat treaba asta, am să-ți dau un vot în orb, total. Aștept cu interes să văd ce faci în continuare, pentru că este foarte bine. Believe me, îți jur. Îți jur. Nu ne-a plăcut ea. Și votul a fost pentru ea. Nu neapărat pentru momentul, ci cât pentru ea. Seamănă cu Ellen. Seamănă cu Ellen DeGeneres. Nu? Cu cine? Ellen DeGeneres. Așa se spune? Ellen DeGeneres. DeGeneres. DeGeneres, mă rog. Cum îi cheamă pe piticul ăla cu capul mare de laudă toată planeta, mă? Nu suport eu. Cu cap mare pe care l-aud toată planeta? Nu știu, zici că era varianta feminină a lui Dustin Hoffman. De la spune piticul cap mare pe care l-aud toată planeta. Dustin Hoffman, 2 zile mă lăsai și nu spuneam. Am uitat de ceva pentru o persoană care este foarte supărată pe mine și totuși a venit în seara asta aici. Mami. Dar de ce e supărată? Am venit târziu acasă. Ăsta e motivul supărării? Că a venit târziu acasă? Când a venit târziu acasă? În ce zi a venit târziu acasă? De 3 săptămâni la 3 dimineață. Și ce faci până la 3 dimineață? Păi tu ai venit cu buchetul de flori, sister. Sit down. De când
Mi-am dorit să fac, știi, misiunea aia, iartă-mă. Să rămână mama mea. Da, și ce ai făcut până la 3 dimineața? Am ieșit. Adică n-am făcut ceva extraordinar. Doamna, dar lăsați-o să vină mai târziu, că așa făcea mama și cu mine. Și până la urmă am plecat de acasă. Are și școală. Și eu aveam. Ești studentă? Elevă. Ce clasă? Am 11. Am 11? Da. Și cum să vin fiecare dimineață la 3? S-au schimbat, Filip? Păi... Mă rog, nu mai zic. Doamnă, lăsați că acum sunt puțin în barca noastră, adică... Pe bune. Serios? Ai intrat spiritul de tată în tine. A? Ai intrat spiritul de tată. Îl am dintotdeauna, nu mi-l exhib. Nu merge la mine. Treaba asta, nu? Păi văd că merge de vreo 2 săptămâni, iertați-mă. La mine nu merge treaba asta, în afară de ultimele 2 săptămâni. Da, mi se pare interesant că maica s-a venit, deși e supărată pe ea. E supărare de aia de mamă, la mișto, așa, știi? Dar zi-mă, unde te duci? Da, unde stai tu până la 3? Ia stai, adică, că sunt curioasă. Unde stai tu până la 3? Cu unde fetele, te duci? Cu băieții? Unde? Deci în centru vechi, unde stai? Da, în Constanța, în centru vechi, că... Păi și unde te duci? Goblin. Goblin! În Vamănu te duci, că e prea devreme, n-are sens. Și prea fric. Și prea fric? Da. De ce ai plecat de acolo, mușimă? De unde? De unde mă duceam ca să încerc să împac o mamă și o fică. Dar nu înțeleg ce a suferat de vreo boală rară, avea nevoie de bani, era un teledon. Vine să dea lui măsa flori. Mama ei era supărată pentru că fiica, adică domnișoara, lipsea de acasă până la 3 dimineața. Așa, și? Și eu m-am dus ca să mijlocesc. Deci ce faci până la 3? Ies, adică nu e ceva... Dar lăsați-o, doamnă, dacă vine și e cu minte și se odihnește și învață, de ce nu? Învață bine? Dacă depinde foarte mult de context, frate, pentru că la cum este sistemul românesc de învățământ, este foarte posibil că dacă ai un grup foarte, foarte mișto în jurul tău, m-auzi, sister? Dacă ai un grup foarte, foarte mișto și ai niște discuții, bă, foarte șmechere, să înveți mai multe de la grupul acela de prieteni decât ai învățat de la școală. E și asta o posibilitate. Da. Dar eu am toate răspunsurile. Pot să vorbesc direct cu mama prin intermediul camerei? Doamnă! Stați liniștită, fata a ajuns la vârsta la care o caută. Păi e simplu, frate. Păi dar eu am făcut acolo așa o frumusețe. Și am găsit rezolvarea, este foarte simplu. Hormonul atacă. La câți ani ai? 18. Și Arminte, la liceu, cum merge? Major. E ok, chiar dacă adică nu sunt la un liceu la care... Eu am niște concepții. N-am nimic împotrivă să vin, dar nu în fiecare seară. Dar ce să mai știu două serpe? Să mai așa o pauză de o zi, două. Să vină mai devreme acasă. Să regenereze ficățelul tot. Da, da, da. Într-o anumită perioadă a vieții trebuie să faci toate lucrurile cu măsură, pentru că este creierul în dezvoltare, este corpul în dezvoltare. Ori dacă tu stai în fiecare noapte până la 3 dimineața, crede-mă că lucrurile astea se acumulează undeva. Jur, adică... Da. Doctorul Cristian Andrei. Nu mai e niciun doctorul Cristian Andrei. Mă, dar ai dreptate, dar de ce nu folosești timpul ăsta? Vine, stai acasă și citești, îți repeți chestii. Delia a îndurat acolo, a stat, a văzut, s-a implicat și ea, nu? Dar știi până în ce moment? Mi s-a făcut foame. Deci, s-a ocupat de educația tinerei generație până când a gheorțăit un maț. Este... Să descurcă-i. Ai niște sărățele? Ai ceva de mâncare? Mi-am dat seama că n-am succes și m-am să-mi caut niște sărățele. Am rămas bendec. Acest doctor Andrei, sau cum îl chema? Aici ai zis că-s pufuleții? N-ai voie, nu, zii nu, nu. Tu. Păi nu intru, tocmai de-aia zic, zi tu, să-mi dai și mie. Ok, poți să înțeleg. Tu, te-ai și tu o seară, două seri pe săptămână. Dar mai fă și lucruri care sunt efectiv pentru tine. Ce? Dacă mergi în club, bea și s***, vezi cu care e problema? Nu e bine, nu? Și ce frumos a fost momentul. E emoționant. De-aia am plecat, am simțit că-mi dau lacrimile. Vă împăcați? Haideți, doamnă! Evident. Te iubesc, oameni. Te iubesc. Chiar dacă mă super, chiar dacă nu mă super. No, that was so cute! Bă, a început să-mi placă emisiunea asta. Păi nu trebuie să-l lași singur. El s-a băgat în c***atul respectiv. Și... Nu era niciun c***at. Sunt foarte mulțumit cu ceea ce am făcut. Consider că este o chemare de-a mea către acest gen de lucruri și de formate de televiziune. Să fac lucruri frumoase, să împac oameni, să fie frumos, să fie bine, să fie... Facultatea de teatru avem, cabinet de psihologie avem, parenting avem,
Școală, dar o cacuțite avem. Vrei să discutăm și numărul artistic sau doar... Da. Cum ai încheiat această conversație? Cum am încheiat această conversație? Cum a încheiat această conversație? Nu mai știu ce să zic. Că așa. Vrea să facă emisiune din asta, dar n-are încheiere. N-ai... Și eu stat așa și forță la închidere. Uite-te și tu ce, Adidas, vai de capul lor, anti și de mult. Da, îmi plac foarte mult. Doamne, uite-te și tu ce încălțări de ea. Pune și tu niște șosete cu ceva, habar n-am. Nu, da, este lumea. Uite-te și tu pe ce descămoșat sunt. Aia, așa, și ce? Habar n-am. Adică n-am fost o concluzie, v-ați întotdeauna, adică n-am plecat de acolo așa. Iubiți-vă. Am plecat. Call me. Anunțați-mă. Țineți-mă la curent. Pa! Pa! Crezi că aș fi putut să fiu un tată bun? Ea ar fi putut să-mi fie efectiv fică, nu? Da. O făceam la 18 ani. Spune-mi. Mă gândesc. Da. Da.